Astăzi aflăm dacă merită să încerci noile sosuri de la McDonald's și cât de greu este să pui lăbuța pe meniul BTS în ambalaj original. Dacă nu știi cine sau ce este BTS, nu-i nicio problemă. Te ajută video. Pe super scurt, sunt o trupă sud-coreană formată din 7 membri, toți băieți, care cântă K-pop, adică pop corean. Aceștia au reușit să câștige 370 de premii în 8 ani de la înființarea lor din anul 2013. Hai să mergem! O mini problemă. În drum spre McDonald's a început să plouă puternic în București. Străzile au devenit adevărate piscine în care eu eram pregătită să mă arunc la un scuba diving. Dar pantofii noștri erau uzloarcă și am văzut o mașină cum a rămas blocată din cauza apei, așa că am decis să lăsăm pe ziua următoare să aflăm cum sunt noile sosuri de la Mac. Nu că ne-am speriat sau ceva. Niciun caz. Bun, ziua 2. Încă tună și fulger, așa că de data asta încercăm cu mașina. Sper că știe să note. Hai să pornim și să sperăm că nu rămânem blocați în apă. Ai luat vâslele cu noi? Nu, dau din aripioare. Mod vidră la volan activat. Cât mergem cu mașina, hai să-ți spun ce primești în meniul acesta în ediție limitată. BTS meal conține o porție mare de cartofi prăjiți, 9 nuggets, 2 sosuri speciale, sweet chili și cajun și o porție mare de suc. Pe lângă sosuri, mai sunt speciale și ambalajele lor mov cu sigla BTS pentru nuggets și paharul de suc. Am ajuns la Mac. Uite vaporașul unde îmi făceam zilele de naștere. Ai văzut noile McFluffu? Îmi place Kit Kat Ruby. Vrei să încercăm? Nu, ești pentru altceva. Dar uite cum mă strigă. E cu Kit Kat Ruby. Nu e Kit Kat simplu, e Kit Kat Ruby. Bine, bine, data viitoare. O să luăm și un sos clasic, cel dulce acrișor, ca să vedem cum se compară față de noile sosuri. Hai să vedem dacă o să ne dea punga. Bună ziua, vreau și eu un meniu BTS meal. Băutura să fie? Cola zero. Desigur. Și aș vrea un sos dulce acrișor. Pe lângă, sau? Da, pe lângă. Ok, dacă este tot, puteți înainta. Mulțumesc, o zi ușoară! Asemenea. Oh, ce dulceață! Mi-a dat așa un vibe pozitiv. Acum așteptăm să ne dea meniul și să vedem cum se prezintă punga. Dacă nu e mov, plâng. Ok, nu exagera, Andrada. Ești profi. N-o să plâng. Oh, știi ce am putea face? Am putea să păstrăm punga și să o dăm din generație în generație copiilor noștri și să le povestim cum am venit până la Mac să luăm meniul BTS. De ce să le povestești? Ai chiar video. Adevărat. Lumea înaintează, dar tu nu înaintezi. Ce înseamnă asta? Par așa drăguți. Da, foarte drăguți angajații de astăzi. Efectiv îmi dau o stare de bine. Am ajuns aici smooth like butter. Mulțumesc! Nu. Prima încercare nu e chiar eșuată, că n-am văzut toată punga, dar ba da, e eșuată și nici punga nu e mov. Mai trebuie să încercăm la urmă. Mergem să ne încercăm norocul în Park Lake. Am găsit meniul în ambalajul original și o să mergem într-un loc mai luminat să-l investigăm. Bun, hai să despachetăm. Așa arată paharul, e foarte drăguț, cu mov și are semnul BTS aici. Și hai să trecem mai departe la nugget și cartofi. Am nimerit următoarele cele două sosuri. Avem sos chili și sos cajun. Foarte interesant, n-am mai mâncat niciodată sos cajun. O să vedem cum e și cum se compară cu cel clasic dulce acrișor. Ai observat că punga asta o primim normal? Da, eu ieri am văzut și poze cu pungi mov, dar noi n-am primit. Probabil s-au terminat. Am văzut chiar o pungă mov care nota pe ploaie. Continuăm cu cutia de cartofi, care este clasică, cu roșu, nimic mov aici. Dar sunt destul de puțini cartofi. Ce se par puțini cartofi? E doar un singur cartof pierdut aici. L-am pus aici. Și la piece de resistance, piesa de... Stai. Ai niște franceze pe aici. Cei 9 nuggets în ambalaj mov frumos. Ador movul. Arată foarte bine, sunt super calzi și crocanți. N-am mai mâncat de mult nuggets, abia aștept. Ok, hai să-i cântărim și să vedem dacă chiar sunt 9 nuggets. Instalarea cântarului activată. Ai mai activat ceva astăzi? Așa activez eu chestii. Masă plată, domnul cântar, îl punem pe 0 și este pregătit de acțiune. Hai să începem cu cartofii. Avem... Ups, nu pleca de aici, domnule cartofiar. 127 de grame. Minus cutia. Și noi trebuie să primim această cantitate. Exact. Hai să vedem nuggets-ii. Ups. Sunt ok. Era să mă ucizi. Dă-mi o parte cartofiorii. Asta e când ai mașină mică. 171 de grame cu cutia și hai să vedem dacă sunt 9 bucăți. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Avem 9 nuggets. Oh, yeah. Ok, hai să testăm prima dată sosul clasic.
dulce acrișor și apoi îl vom compara cu restul sosurilor. Ce-a fost semnul ăla? Părea că vrei să omori pe cineva. Ai văzut că a început să plouă? Oh no. Vom vedea dacă mașina mea știe să note. O, doamne, tocmai am primit alertă meteo de ploaie. Sos clasic, dulce acrișor și nuggets. Îți găsești locul? Ok, hai să vedem. Mereu mi-a plăcut mirosul sosului dulce acrișor. Auzi ploaia? Da, și începe din ce în ce mai rău. Mi-e puțin frică, ieri a fost oribil afară. Ok, să ne revenim. Avem aici sosul dulce acrișor, care pentru mine a fost sosul copilăriei mele. Avem un nugget și sosul. Hai să vedem cum e. Îl îmbrăcăm bine în sos. Să fie protejat. Sosul dulce acrișor primește nota 8,5. Îți dai seama cât de rea ești dacă sosul copilării tale primește 8,5? Ar putea fi îmbunătățit. Hai să continuăm cu următoarele sosuri și avem sos cajun. Sunt curioasă ce conține. După ingrediente pare să fie un sos de muștar cu miere, dar hai să vedem cum e. Mă așteptam să fie ceva mai asiatic, cu sos de soia sau ceva picant. Celălalt sos e picant. Hai să mirosim. N-are niciun miros. Nu are mai niciun miros, ia de la mine. Miroase parcă puțin a oțet, dar în același timp... Noroc, ce design fancy are. Ai văzut că poți să-l dai și în jos și nu cade? Ok, nu fa asta. Miroase a muștar cu miere. Hai să-l gustăm. Oh, are o consistență foarte cremoasă. Nu e așa jelly ca cel clasic și hai să vedem. Blue. Este un sos de muștar, ușor dulce, picant, dar care în același timp mă duce cu gândul la hrean dintr-un motiv sau altul. Nu știu de ce are gust de hrean. Îi dau nota 8. Poate sosul ăsta va fi sosul câștigător și cel mai bun de la Mac. Hai să-l deschidem să vedem cum arată. Arată picant. Wow, ce tare miroase ardei iute. M-a lovit ardei iute de când l-am deschis. Hai să vedem cum e. Bloop. Okay. Are o consistență asemănătoare cu cel dulce acrișor și pare să aibă bucățele de ardei iute prin el. Față de sosurile clasice sweet chili, acesta mi se pare un pic mai dulce și în același timp mai iute, ceea ce îmi place. Completează foarte bine gustul nuggetilor și este la egalitate cu sosul dulce acrișor. Deci are tot nota 8,5. Super rapid, hai să vedem cum merg și cu cartofi. Un cartofior dolofonel și sweet chili. Norocel. Merge foarte bine cu cartofii, dau nota 9. Trecem mai departe la sos cajun și cartofi. E ca și cum aș mânca hrean cu cartofi prăjiți. Nu prea merg împreună, le dau nota 6. În concluzie, ambalajele se găsesc relativ ușor, dar chiar și fără ele merită să încerci meniul pentru noile sosuri. Asta a fost videoul de astăzi, sper că ți-a plăcut. Un like și un subscribe sunt sosuleți de apreciate. Îți las aici două videouri cu mai multă mâncare, iar noi ne vedem data viitoare. Vidra spune, brie!